Aș dori să citesc din Biblie o pildă cunoscută de noi, de toți, de la școala dominicală, și anume pilda semănătorului, care se află scrisă în Luca, în capitolul 8. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare, și-au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea omezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut împreună cu ea și-au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El i-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipe pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie năbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acestea și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați dar seama la felul cum ascultați, că și celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Amin. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră încă o dată, cum spunea și Costel, am revenit la Geneza, unde mă simt bine întotdeauna. Domnul să vă binecuvinteze. Sunt pentru prima oară în calitate de pastor al Bisericii Logos. Între timp și noi am făcut ceva nou, asemănător cu ce aveți dumneavoastră aici. Și mă bucur să văd o biserică soră, adunată în cam același cadru, ca să-L laude pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, zic din nou. Acum 40 de ani, când eu copilăream în comunism, noi români am avut o perspectivă foarte diferită asupra mâncării decât astăzi. De exemplu, auzeam pe cineva, o verișoară, că studiază la universitate nutriția. Am făcut ochii mari că n-am știut că la facultățile noastre, în ziua de azi, există un profil numit nutriție. Și tot mă gândeam, oare ce studiază ăștia 3 ani? Nu știu, dar studiază. Ce? Nutriția. Ei, în urmă cu 40 de ani, când eu eram copil, noi nu ne gândeam la asta. Noi românii nu aveam preocupări legate de mâncare. Pentru că nu erau multe opțiuni. Mâncai ce era. Am crescut toată copilăria cu slănină, cu roșii, cu ceapă. O întrebam pe mama: mamă, ce mâncăm astăzi? Și a zicea: dragul mami, mâncăm ce este. Când zicea așa, știam că nu prea este. Că dacă era, știa să zică ce mâncăm, nu? A venit Revoluția și dintr-o dată în România s-au deschis granițele. Și-au fost belșug, și-au venit conserve, și-au venit cremuri, și-au venit de toate. Bucuroși românii că putem mânca ieftin. Și ieftin am mâncat. Dintr-o dată am început să fim preocupați. Băi, nici așa nu-i bine. Am început să ne îngrășăm. Am început să apară cancerul. Început să apară diabet, obezitate. Noi nu ne-am confruntat cu astea înainte, că nu existau atâtea opțiuni. Și dintr-o dată apare știința asta, nutriție. Ce să mănânci și cum să mănânci, cât să mănânci, cum să le combini.
Ne-am dat seama că nu-i bine nici cu mâncare multă. Știți, când eram copii, mă întâlneam cu prietenii mei din copilărie și aveam noi atunci un joc, fiind foarte slăbuți și elastici, ne aplecam și ne atingeam degetele de la mână cu degetele de la picioare. Și erai campion dacă reușeai să-ți atingi degetele de la picioare. Acum mă întâlnesc cu prietenii mei după 40 de ani și am putea să concurăm liniștit cine își mai vede vârful la picioare. Rar mai câte unul care își mai vede vârful degetului de la picioare. Bă, ce te-ai îngrășat, bă, și tu. Dragii mei, este important ce mâncăm și mă uitam în Scriptură să văd ce zice Biblia despre asta. Am găsit în Biblie un principiu de nutriție care vă va șoca. Să știți că la nicio universitate pot să pariez, știu că pocăiții nu pariază, dar aș putea să pariez că la universitate în 3 ani nu te învață nimeni asta. Auzi ce spune cartea Proverbelor 15 cu 17. Proverbe 15 cu 17, un principiu interesant de nutriție. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Adică Biblia mă învață că la masă, mai important decât caloriile, mai important decât condimentele, mai important decât orice altceva este atitudinea cu care mănânc. Foarte interesant. Zice Domnul aici că mai bine verdețuri, mai bine salată, mai bine... Eu nu mă pricep că nu studiez nutriția, dar cred că domnișoarele ar putea să ne spună ce are mai multe calorii, bou sau salata? Cred că nu trebuie școală mult. Cred că bou are mult mai multe calorii, nu? Biblia spune mai bine salată dacă e bucurie și pace decât un bou îngrășat. Ce e mai gustos? Păi nu este nimic mai scump în Oradea ca și steak cu 50 de euro. Și condimente și Masterchef. Și Biblia spune, nu, mai bine verdețuri, dar să fie bucurie, să fie pace, să fie mulțumire. Atitudinea cu care mănânci e mai importantă decât orice, decât cantitatea, decât gust, decât calorii, atitudine. Exact așa e din punct de vedere spiritual. Dragii mei, noi tare mult ne plângem că n-avem predicatori. Tot aud pe unii zicând, măi, nu mai sunt predicator ca altă dată. Nu știu, eu nu cred asta. Nu pentru că sunt eu un predicator astăzi, dar cred că niciodată n-au fost atât de mulți predicatori. Vuiește WhatsApp-ul și Facebook-ul și Instagram-ul de evangelizările care împânzesc România. Eu sunt bucuros, să știți. Niciodată n-am văzut atâtea grupuri. Merge și Miros de Cer, și Hristi, azi a fost la noi El Dadu, au venit Messengers, și Speranța, dacă nu greșesc, americanii cu variantele lor. Frații mei, toată lumea predică. Predici pe stadioane, predici la casă de cultură, predici la televizor, predici în biserică. Nu ducem lipsă de hrană. Problema nu-i hrana, problema nu-i predicatorii, ci problema cred că este ascultătorul. Atitudinea cu care venim la biserică. Când duminică seara venim plictisiți și adormiți și pe stand-by și știm că orice ar fi și dacă a venit Pavel și Billy Graham, noi oricum suntem obosiți, nu prea are ce să se întâmple la biserică, oameni buni. Pentru că atitudinea cu care ne apropiem de cuvânt este definitorie pentru seara asta. Hai să transformăm proverbul ăsta din Proverbe 15 cu 17, să-l spiritualizăm puțin. Mai bine un predicator slab și un popor flămând după Dumnezeu, decât un predicator bun și un popor sătul de Dumnezeu. Amin? Zicem amin la asta. Cred că asta de fapt este, ăsta e mesajul pildei semănătorului. Știți, noi când venim la pilde, avem o metiahnă, am mai spus-o și cu alte ocazii, vreau să o repet, să fie pentru noi un ajutor. Pildele Domnului Iisus sunt niște povestioare, niște întâmplări, niște ilustrații, care ilustrează un adevăr. Noi, pentecostalii, uneori ne cam pierdem în detalii și am spus-o de multe ori, tălmăcim până răstălmăcim, adică atâta tălmăcim până întoarcem cu roțile în sus, spunem mai mult decât a vrut Dumnezeu să zică și interpretăm și scoatem și vrem să fim ezoterici, vrem să fim spirituali sau vrem să fim interesanți, să zicem ce n-a zis nimeni. Dragii mei, orice pildă are un singur mesaj. Eu vă întreb, care e mesajul pildei semănătorului?
Ca să nu ne pierdem în detalii. Unor detaliile sunt semnificative, alteori nu. Păi însuși Iisus, când termină predica, în loc de chemare, el zice asta. Cine are urechi de auzit să audă. Despre asta e pilda. Adică, fratele meu, dragă soră, dacă ești aici, ascultă. Urechi ai, slavă Domnului, este acolo tot ce trebuie. Dar cine are urechi să și ascultă. Asculte. Deci, pilda semănătorului ne vorbește despre ascultarea cuvântului Lui Dumnezeu. Cum receptezi mesajul? Când Iisus termine explicațiile, îi mulțumim Domnului că El tălmăcește pilda aceasta, nu pe toate le tălmăcește El, dar are câteva preferate. Și într-adevăr în pilda asta spune, iată ce înțeles are pilda aceasta. Și o stare fericit că astăzi eu nu am un exercițiu hermeneutic și exegetic foarte greu, pentru că ne-a tradus Iisus și mulțumim că a tradus-o El, că o făcea în praf și pe asta. Slavă Domnului, o tradus-o el. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Și pilda se încheie cu următorul cuvânt. Iarăși, concluzia explicației. Luați seama, dar, la felul cum ascultați. Secretul predicii din seara asta e felul în care asculți. Secretul serii acesteia e felul în care deschizi inima. Patru pământuri, patru feluri de a asculta Evanghelia. În secolul nostru am ajuns să credem, mai mult ca oricând, că este esențială prezentarea Evangheliei. Suntem oricum o generație îndrăgostită de divertisment, de show, de teatru. Ne plac chestiile dinamice. Da, e ADN-ul ăsta de TikTok, n-am răbdare să ascult orice. Bă, repede, nu mă amiți. Repede, elocvent, mai muțărește-te, strigă, fă-ne să plângem, fă-ne să râdem. Suntem o generație înnebunită de ideea de prezentare, de oratorie, de show, de entertainment. Și unei generații de felul acesta vreau să-i reamintesc că în Scripturi nu se pune accent pe asta. Haideți să vă fac prezentarea unui predicator. Noi ăștia îndrăgostiți de predicatorii care vorbesc interesant. Noi care nu mai ascultăm orice. Zice Pavel, așa îl cheamă predicatorul ăsta. Și chiar îți curios dacă Alex sau Costel l-ar invita la voi la evangelizare. Spune despre el, da? Prezint cartea de vizită a unui evanghelist celebru, pe nume Pavel. Cât despre mine, fraților, 1 Corinteni 2:1, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Ce Pavel, fraților, când am fost la Oradea, la Geneza, nu prea mi-a ieșit predica. N-am vorbit strălucit. N-a fost nu știu ce. Nu sună bine. Spune Pavel, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Noi predicăm aici în mod eronat că Pavel a fost un predicator slab. Auzeam pe unii insinuând că Pavel, săracul, a fost mai bâlbâit, mai curgea nu știu ce din ochi. Îl caricaturizăm așa, parcă a fi din Cațavencu, un bleg, un tântălău care a lipsit de la cursurile de omiletică ale lui Gamaliel. Fals! Biblia nu ne lasă să înțelegem că acest om a fost un bâlbâit, nu că n-ar fi știut retorica grecească. Pavel spune, n-am vrut. E diferență. Fraților, eu n-am vrut să vin la voi, n-am vrut să fac show, n-am vrut să vă impresionez, n-am vrut să vă leg de carisma unui predicator, n-am vrut să vă leg de întâmplări, n-am vrut să vă fac să plângeți, n-am vrut să vă fac să râdeți, n-am vrut să fac chemări spectaculoase, n-am vrut. De ce? Pentru că am vrut să știu între voi pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În centru rămâne Hristos, nu prezentarea. În centru rămâne adevărul mântuitor. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia, pentru că Evanghelia are putere să mântuiască. Nu show-ul, prezentările spectaculoase. Iată, Scriptura pune altfel accentele. Și continuă Pavel, da? Următorul verset, versetul 3, facem o prezentare. Eu însumi când am venit la voi,
în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Imaginați-vă că Pavel e membru la Dej. Și mă întreabă Alex, mă întreabă Dorel, mă întreabă Costel, măi, am auzit că ai un evanghelist, îl cheamă Pavel, aș vrea să chemăm pe la noi, în tabără, să zicem, ce zici de el? Și eu vă zic atâta. Băi, Costele, cheamă-l, dar e slab, e fricos și prinde cu tremur. Mă fiți sincer, l-ați chema? Mă, nu spiritualizați. Știu că vreți să păreți pocăiți. Eu nu l-aș chema! Nu l-aș chema, că e slab! Dacă nu vorbește strălucit, pentru ce să-l chemi? Oameni îndrăgostiți, am ajuns să credem în generația noastră că totuși cai ăștia retoricii trag la căruța Evangheliei. Și nu e adevărat. Ne-am prea legat de vorbitori buni. Zice Pavel aici, și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Și continuă el, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Și ce mă surprinde pe mine la predica asta? Că s-au pocăit mulți oameni. Știți că Biblia spune asta? În Fapte 18 spune că la predica asta s-a adăugat mult norod. Pentru că, dragii mei, secretul nu stă în cât de bine vorbesc eu, în cât de catchy îi predica, ci în cât de deschisă e inima ta. Și asta e valabil oricând. Fie că predică Dorel, fie că predică Alex, fie că predică Costel, fie că predică un începător, frații mei, este important cu ce atitudine venim la biserică. Atenție la felul cum ascultați. Bun, patru pământru, patru feluri de a asculta Evanghelia. E foarte simplă predica. Când Iisus începe interpretarea, începe cu un lucru banal. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Când citești pilda, poți să ai o greșeală de interpretare. Citești acolo, unul dă 30, altul 60, altul 100. Ce te gândești? Mă visez de la oraș, nu le aveți cu agricultura, dar dacă sunt pe aici de la țară, ne vor spune cu siguranță, dom'le, când dă numai 30, probabil că sămânța nu-i ce trebuie. Și vine Hristos și taia. Nu de adevărat, dom'le. Nu sămânța e problemă. Sămânța nu-i problemă niciodată. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța n-are probleme, e perfectă. Întotdeauna problema este pământul, nu sămânța. Știți, Petru continuă și adaugă, descrie sămânța asta și îmi place mult, întâi Petru, în capitolul 1, un cuvânt care mă impresionează, fiindcă ați fost născuți din nou, întâi Petru 1:23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Dragii mei, sămânța n-are probleme. Sămânța e vie, sămânța e veșnică, sămânța e puternică. E cuvântul lui Dumnezeu care transcende viacurile. Că e marți, că e joi, nu știu când vă adunați, că e tabără, că sunteți 15, că sunteți 1000, că vine Billy Graham înviat din morți, că vine Pavel înviat din morți, că e pastorul local, că vine un amărâș, un bâlbâit, frații mei, aici în fiecare zi se aruncă sămânța care nu putrezește. Oare înțelegem noi cât de puternică e sămânța asta? Și vine Petru și conturează un tablou, spune, orice făptură e ca iarba, continuă el, toată floarea e ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în viac. Și zice Petru aici, și acesta este cuvântul care vi se predică vouă în fiecare duminică. Suntem noi conștienți cu cine avem de-a face? Bogații mor, împărățile se duc, milionarii mor, dar cuvântul lui Dumnezeu e viu, e veșnic, rămâne în veac. E puterea atomică a transformării, e bomba atomică spirituală. Când ești în fața lui, îți transformă viața. Și frații mei, zice Petru,
Asta vi se predică vouă. Asta s-a predicat dimineață. Eu nu știu ce a fost dimineață, dar asta s-a predicat dimineață. Cuvântul viu. Și zice evrei, și lucrător. Deci sămânța nu e o problemă. Întotdeauna problema e la pământ. Vreau să ne uităm la patru feluri de a asculta Evanghelia, să vedem cât ne încadrăm cu timpul. La fiecare pământ dintre cele care nu rodesc, cu siguranță vom vedea și o strategie a diavolului de a distruge. Strategia lui de a face sămânța să nu rodească. Cu alte cuvinte, în seara asta, frații de la Geneza și surorile vor învăța din cuvânt cum să asculte predicile. O predică despre cum să asculți predicile. Prima sămânță. Mă uit și la Matei 23, mă uit și la Luca 8, sunt același lucru. Sămânța căzută lângă drum. Singura sămânță, singurul pământ în care sămânța nu intră. Da? În toate celelalte trei, sămânța intră. În pământul de lângă drum, sămânța nu intră deloc. Îi cum zic tinerii, îi beton. Inima beton. Nu intră nimic. Sămânța căzută lângă drum, zice, sunt cei ce aud cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțeleg. Matei 13. Nu-l înțelege. Iată, strategia diavolului e să nu înțelegi ce se predică. De aceea eu mă rog ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi. Este primul pas, trebuie să înțelegi. Dacă nu înțelegi, și continuă Luca și adaugă, să știți că sunt complementare acești doi evanghelii, spune Luca, sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Deci, zice Matei, să nu înțelegi și dacă nu înțelegi, nu crezi, zice Luca, și dacă nu crezi, nu ești mântuit. Deci cumva bătălia se dă la nivelul înțelegerii. Dumnezeu vrea să înțelegi, diavolul vrea să nu înțelegi. Că dacă nu înțelegi, nu ești mântuit. De aceea zic, Doamne, ajută-ne să înțelegem Biblia. Da? Pământul în care nu pătrunde nimic. I-am numit eu necredincioșii, împotrivitorii, ateii, oameni închiși complet. Când citești aici, ești tentat să minimalizezi, zici, mă, nu cred că se poate. Cum, da, au venit la biserică. Dragii mei, eu sunt convins că ori de câte ori se predică Evanghelia, există categoria asta. Oameni care nu primesc nimic. Tabula rasa. Nu vor să asculte, nu vor să înțeleagă. Nu îi mintea aici. Pământul ăsta există în biserici. Bineînțeles că Biblia descrie puțin mai mult pământul ăsta, pentru că pare o ciudățenie. Și Iisus detaliază pământul întâi zicând așa. De aceea le vorbesc în pilde Matei 13 cu 13, pentru că ei măcar că văd, nu văd. Măcar că aud, nu aud. Nici nu înțeleg. Vezi? În lumea spirituală, a nu auzi înseamnă a nu înțelege. Biblia pe ăștia îi numește surzi spirituali. Surs. Nu aud. Măcar că aud, totuși nu aud. E acolo Nicovala, e acolo Ciocănelul, acolo e timpanul, aude bârfele, aude știrile, aude toate prostile. Dacă e vorba de Evanghelie, măcar că aude, nu aude. Îi surd spiritual. Eu vă întreb ceva legat de retorică. Dacă ne întâlnim cu un surd biologic, surd, surd, născut, surd. Ajută la ceva că strigi tare? Păi nu, că n-aude. Dar dacă te mai muțărești și ești ilustrativ sau narrativ, îl ajută? Păi nu, că-i surd. Înțelegeți de ce România nu are nevoie de predicatori mai schemoși și mai talentoși? Pentru că surzii n-au nevoie de predicatori mai elocvenți. Surzii au nevoie de vindecarea lui Dumnezeu. De aceea nu cred că retorica poate să transforme, pentru că primul lucru de care e nevoie în biserică este de o vindecare duhovnicească. Doamne, vindecă toți surzii. Doamne, dă-ne putere să înțelegem.
Dă-ne dragoste pentru Biblie, să primim cu bucurie cuvântul sădit în noi. Uite că sunt o categorie care nu aud și gata. Mai jos, Biblia mea îi numește cumva Hristos, continuă, că inima acestui popor s-a împietrit. Am înțeles că dimineața s-o predica de împietrire. No, ăștia sunt cei mai periculoși oameni. Biblia ortodoxă spune, inima lor s-a învârtoșat. Există între noi oameni bolovănoși, îmbolovăniți, împietriți. Inima este o stâncă și pur și simplu nu primesc nimic. Dumnezeu să-ți farăme și inimile astea. Este o cântare frumoasă, cântă frații romi, eu mă rog pe unde trece apa să se sfărâme piatra. De asta e nevoie în biserici, ca Duhul Sfânt să sfărâme bolovane din inima noastră. Am pietrit total, nu primesc nimic, respingător, categoric, împotrivă, nu vor să primească. Adică prima strategie a diavolului e de a fura cuvântul. Dar prima luptă pe care o dai tu și eu nu e lupta de mâine. Când apare o ispită pe trecerea de pietoni, la școală, la servici, ispita de a pofti, ispita de a fura, de a zice, de a înjura, nu. Prima mare bătălie pe care tu o ai și eu am, e să rămân atent aici. Satana se luptă pe viață și pe moarte să ne distragă atenția ca să nu rămână noi cuvântul lui Dumnezeu. Dar prima luptă, să fure ce a fost semănat și în tine și în mine să nu rămână nimic. De aceea trebuie să fim foarte atenți la strategia aceasta, că Dumnezeu vrea să fim conectați, iar diavolul vrea să fim deconectați. Sunt multe aplicații aici, am putea vorbi jumătate de oră. Sunt oameni care vin la biserică și ies cu mintea la afaceri. Și eu îmi dau seama care să ia, că se vede pe voi. Trece prin tine. El se uită pe pilot automat, e pe modulul listen, dar el e cu gândul la afaceri, e cu gândul la televizor, la meciuri, la jocurile olimpice și n-aude. Sunt oameni care n-aud și sunt în biserică, n-aud nimic. Că se gândesc la altceva și de multe ori strategia e legată de telefon. Stăm pe telefon, ne uităm pe telefon. Bă, n-ai cum să auzi Evanghelia când stai pe telefon. La noi în biserică sunt câțiva adolescenți care stau pe telefon, îmi spunea un om de ordine, dom'le, sunt acolo câțiva băieți care numai pe telefon stau și mă gândeam că nu prea au cum să se pocăiască. Orice părinte de adolescenți îmi dă dreptate că un adolescent când e pe telefon e surd, la propriu, biologic e surd. De 10 ori îi spui să închide ușa, așa n-aude. Ca să vorbești cu un adolescent trebuie să iei telefonul. E de acord? Efectiv, n-aud nimic, adică ei sunt conectați, ei sunt surzi la propriu. E atât de captivant telefonul încât în biserică n-ai cum să stai și pe telefon și să asculți cuvântul. N-ai cum. Vezi câte jucării, câte strategii au inventat diavolul să nu fii atent? Să n-auzi. Să treacă pe lângă tine. Pentru că diavolul știe că dacă nu intră sămânța, nu se schimbă nimic. E prima bătălie și cea mai importantă. Să nu pătrundă cuvântul deloc. Și poate că uneori sunt alte motive. De-aia e important să facem ce-o zis Ioan. În ziua Domnului eram cum? În Duhul. Lupta pentru atenție la biserică se dă de sâmbătă seara. N-ai cum să fii atent la predică când sâmbătă seara adormi la ora 2 pe Netflix. Deja ai pierdut bătălia. Nu o să te poți concentra la predică. Mai este una. Duminica e sabat. Nu e zi nici de piat, nici de bătut orașul. N-ar fi rău să dormim de amiază. E o strategie foarte bună. Ca duminică seara să nu dăm vina pe cârnați și pe salată și pe pui și pe ce... Nu, oameni buni, noi suntem cei care nu venim pregătiți. Ioan zice, în ziua Domnului eram în Duhul. Eram pregătit, eram conectat, am auzit o voce în spatele meu. Păi când vin firia, când vii obosit, când vii plictisit, tu nu mai ești în Duhul. Dumnezeu să ne ajute să fim în Duhul în seara asta. Conectați. Ready, pregătiți să ascultăm. Indiferent ce să predică.
Și poate că sunt alte strategii, și poate că sunt alte aplicații. Uneori refuzăm cuvântul că nu ne place predicatorul. Este foarte frecvent. Mi-am dat seama că noi, creștinii moderni, suntem foarte mofturoși, un pic mai crâiți, parcă n-am ascultat orice. Și așa se și vede, cu tare. Cu tare e prea narrativ. Mă povești. Cu tare e prea teologic. Ăla strigă prea tare. Ăla e prea învățător, n-are har. Și de foarte multe ori ne potrivim în forma de prezentare a Evangheliei. Că noi toți slujim așa cum putem. Eu strig, altul e moale, altul e poate prea aglomerat în idei, altul e prea răsfirat. Și de foarte multe ori dăm așa cu năsucul ca și purcelușii în lături și nu ne place. Mai nu ne place, gata. Ăsta nu, a fost prea nu știu cum, a fost prea dur, frate, ce trebuie să zici tu alea? Și pentru că nu ți-a plăcut o frază, un exemplu, s-ar putea să pierzi toată predica. Te-ai pus direct pe stand-by. Și alte ori diavolul folosește copiii și gălăgie în biserică. Și am spus de multe oameni, eu n-am nimic cu copiii voștri, dacă în copilul tău se împiedică de cablu la predica mea, mi s-a dus predica. Și eu n-am nimic, vai, n-ai copii, frate. Da, n-am, dar nu cred că e normal copilul tău să ia scena duminică. De-aia în biserică trebuie să fie liniște, să fie condiții bune, 22 de grade, cum e la voi, și inimile să fie în alertă și mințile conectate în Duhul. Domnul să ne binecuvinteze. Al doilea pământ. Ce cuvântul aici, sămânța căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Interesant. Dacă primul pământ respinge, al doilea pământ primește repede și cu bucurie. Opusul. Primii resping. Categoria a doua primește repede și cu bucurie. I-am numit-o pe ăștia emoționaliștii. Ăștia imediat primesc. Ăștia plâng la predică. Dacă facem chemare în seara asta, ăștia vin primii. Primesc imediat și cu bucurie. S-a plăcut la predică? Da, frate. Cum a fost? Extraordinar. Așa ceva n-am mai auzit. Mă, ce frumos e la voi, la Bucăiți. Chiar mi-a plăcut, domnule, ceva ce nu se poate. Ți-a plăcut? Da. Dar uite ce spune Biblia aici. Dar n-are rădăcină în el. Nu-i bine. Cum se numește un om care numai pe la suprafață așa pătrunde Biblia? Cum se numește? Superficial. Așa superficial. Bucurie, entuziasm, lacrimi, dar nu pătrunde adânc. N-are rădăcină. Dumnezeu ne învață în seara asta că voia Lui e că atunci când ne întâlnim cu Evanghelia, Evanghelia să pătrundă adânc. Amin? Până în străfundul inimii. Adevărata pocăință nu este emoție. În seara asta Dumnezeu ne avertizează prin pământul al doilea împotriva pericolului emoționalismului. Repede și cu bucurie. Așa sunt mioritice, sunt români. Sunt benzinari, se aprind imediat. Extraordinar, frate! Și am plâns la biserică, dar zice că n-are rădăcină. Și urmează încă ceva. N-are rădăcină în ei, ci ține până la o vreme. Da? Cum e omul care azi așa, mâine așa? Instabil, superficial instabil, ține o vreme. Și spune cuvântul aici, și cum vine un necaz sau o prigonire, zice Luca, o ispită din pricina cuvântului prigonirea, se leapădă, foarte important, vreau să vă uitați la cuvântul ăsta, se leapădă îndată de el. Se repetă un cuvânt aici, știți care? Îndată. Ăștia primesc îndată și se leapă de tot îndată. Este pericolul emoționalismului, dragi români pentecostali. Hristos nu este impresionat de lacrime.
Am auzit deseori pocăința definită ca fiind, frate, pocăința înseamnă să-ți plângi păcatele. Asta e o definiție mioritică. Pentru că, din păcate, la noi românii, aici la Pentecostal, se suprapun două probleme genetice. Suntem mioritici plângăcioși, așa e nația noastră, că și la manele plângem și la telenovele, și suntem și pentecostali, pe la pentecostali, că nu-s lacrimi și muci, nu-i har, iertați-mă. Frate, așa har, o fost la biserică, dar ce, așa am plâns, așa fain, că ceva întâmplări, gata, a fost har. Mă, că Biblia spune că ăștia se și leapă de îndată. Oare vrea Dumnezeu asta? Să te țină până marți? La bisericile de Rom mai era o chestiune, întrebam, zic, dar fratele e botezat? Nu, e predat. Dar cum e aia predat și e botezat? Știi, adică o plâns într-o seară. N-are curaj să se boteze, dar să predau frații noștri pe bandă rulantă. Într-un moment ăsta de power, pentru că am confundat pocăința cu emoțiile. Dragii mei, pocăința, înțeleg astăzi, e mai mult decât să plângi păcatele. Pocăința e transformare adâncă. E răscoală. Te întoarce Dumnezeu cu susul în jos. Îți schimbă existența, îți schimbă familia, îți schimbă serviciul. Când te pocăiești, în primul rând cuvântul pătrunde adânc și ține nu doar o vreme. Când mă întâlnesc cu Hristos, când mă întâlnesc cu Evanghelia, schimbarea rămâne toată viața. Amin! Toată viața, adică nu ne jucăm de-a Dumnezeu și de-a biserica. Eu rămân ancorat. Sunt predici pe care nu le uit niciodată. Te-am auzit acum 20 de ani. Predici care m-au schimbat. Am auzit o predică în 2003 despre ochi. Oameni buni, m-o cutremurat de mi-o schimbat toată viața. Eram un mare cinefil, un iubitor de tot felul de filme. De atunci viața mea s-a schimbat. Pentru că un bătrân mi-a explicat din Scripturi că Dumnezeu vrea să avem ochi curați. Și știți ce mă bucur? De atunci mie nu mai îmi plac filmele. Văd foarte rar. Nu că îi judec pe cei care văd filme bune, dar am înțeles ceva. Biblia a schimbat ceva în viața mea. Nu priveam doar filme bune. Asta e sigur. De atunci s-a schimbat ceva. ADN-ul meu spiritual. M-am întâlnit cu Evanghelia și am înțeles cât de important e să ai ochii curați. O, Doamne, schimbă-ne. Schimbă-ne adânc și schimbă-ne pe multă vreme. Amin. Un alt lucru pe care vreau să-l spun legat de asta, al treilea pământ, interesant, primul pământ respinge, al doilea pământ primește cu bucurie, ține o vreme, vâlvă multă, schimbare puțină. Pământul al treilea, spune cuvântul, sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Interesant este că pământul al treilea nu are reacție. Primul pământ respinge, da, prima atitudine. Al doilea pământ primește, al treilea pământ nu are reacție. Sau a treia categorie de oameni. Aude cuvântul. În Luca e și mai sugestiv, în Luca capitolul 8 spune, sămânța care a căzut între spini închipie pe aceia care după ce au auzit cuvântul își văd de drum. Este foarte evident la pământul al treilea atitudinea de indiferență. Își văd de drum. Știți, indiferentul e mai periculos ca și ateul. Ateul recunoaște pe Dumnezeu ca dușman. Pământul întâi se luptă cu Dumnezeu, respinge. Pământul al doilea primește emoție goală. Pământul al treilea este extrem de ciudat. Oamenii ăștia n-au reacție. Indiferenți. Știți cum zic tinerii? Nu-s curios. Sau mai vulgar, îi doare în cot. Cei mai mulți oameni în secolul 21 se înscriu aici, mai ales tinerii. Ăștia n-au o identitate religioasă, n-au nicio treabă. Își văd de drum. Dacă îi chem la biserică, nu plâng, nu critică. Cum a fost? Bine. Mai vii? Poate. Sunt oameni fără identitate religioasă, adică nu sunt oameni îndoctrinați cu nimic. Nu-s nici cu popa,
Nu nici cu pocăiții. Ăștia-s cu chefurile, siringile, muzică, manele. N-au treabă, adică ei nu știu ce cred marturile Jehova, nu sunt nici cu adventiștii, nu sunt potriva pocăiților, Doamne ferești. Ăștia-s cu toată lumea și cu nimeni. Oameni lipsiți de identitate religioasă, oameni fără reacție, nu sunt interesați de creștinism, nu sunt interesați de Dumnezeu, nu sunt interesați de biserică. Există oameni care abar n-au cine-i popă la ei în cartier. Ortodoxi. Adică bunica ta mai știa cine-i popă, tu nu știi cum îl cheamă. Indiferență. Dacă îi întrebi de sărbători, de sfinți, domne, aerieni, habar n-au. Cum spuneam eu, domnișoară pe tren, încercam să evangelizez cu 30 de ani în urmă, eram tânăr, și a domne, scrie în Biblie, crede și nu cerceta. Atâta știa din Biblie, dar nu scrie în Biblie asta. Afoni religioși. Generația asta tânără este îngropată într-un soi de indiferență care e chinuitoare, oameni buni. Nu interesează nimic. Nu citesc nimic. Mai bine scrolează decât să citească. Nici vorbă de alea religioase, de Biblie. Nu știu cărțile. Nu știu dacă au Biblia acasă. Indiferenți. M-am pus o întrebare. De ce există oameni indiferenți? Care este totuși explicația că sunt printre noi oameni care nu sunt curioși? Îți pun o întrebare. Dacă n-ai simțit nimic în seara asta, oare de ce nu simți nimic? Unii aici în față au închis ochii, s-au rugat, au simțit, alții ați vărsat lacrimi. De ce tu de lângă n-ai simțit nimic? Nu ți-au plăcut nici cântările, nu te mișcă nici predica. Nu-ți pui întrebări de ce? Pentru că textul de astăzi explică exact care e problema. Sămânța care este căzută între spini închipuie pe aceia care după ce au auzit cuvântul își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, plăcerile, bogățiile vieții acestea. Păi asta e problema? Asta e problema generației tinere? Nu reacționăm la Biblie și la creștinism pentru că inima ne e plină de altceva. Nu simțim dragostea lui Dumnezeu în noi, în biserică, pentru că inima ne e plină de alte iubiri. Știți ce mă învață pilda asta? Că poți să torni o tonă de sămânță între spini. Niciodată nu va crește nimic. Înțelegi, drag tânăr, de ce nu e schimbat? Tu poți să dai click pe TikTok la toți predicatorii din lumea asta. Poți să asculți pe YouTube, să fii... Câtă vreme în inima ta sunt spini și mărăcini și buruieni numite păcat, nu se întâmplă nimic. Înțelegi? Asta mă învață pilda. Poți să ton cu tona sămânță între spini, între mărăcini, între spini. Agricultorii îți vor spune niciodată nu va crește nimic. De ce? Pentru că spune Biblia, spinii înnăbușă. Și vii la biserică și mergi în tabără și te emoționezi, dar nu se schimbă nimic. Pentru că în inima ta există iubiri mai mari decât iubirea lui Dumnezeu. Asta e explicația cea mai simplă a lipsei de pocăință. Mulți zic, frate, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot. Nu e adevărat, nu vrei. Îți pot demonstra foarte simplu că de fapt în viața ta asta e problema. Tu iubești ceva sau iubești pe cineva mai mult decât pe Dumnezeu. De-aia nu te pocăiești. Că n-am înțeles, ba înțeles. Că nu pot, ba poți, nu vrei. Asta mă învață Biblia. Sămânța cade pe un pământ plin de spini, adică plăceri, distracții, ăștia-s cu manelele, ăștia-s cu filmele pornografice, ăștia-s cu chefurile, ăștia-s cu drogurile, ăștia-s cu băutura, ăștia-s cu distracția, domne. Libertățile sexuale, să guste din toate. Păi n-ai cum să simți dragostea lui Dumnezeu când iubești lucrurile astea. Și Ioan e categoric, cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Două iubiri primordiale. Și în seara asta trebuie să alegi una dintre ele. Sau divorțezi de lume, sau de Dumnezeu. De aceea, dragul meu, conștientizează că e important să cadă cuvântul într-o inimă curată.
Și prima operațiune pe care o face Duhul Sfânt când vine, îi să smulgă buruienile, pocăința. Câtă vreme iubești ceva sau pe cineva mai mult decât pe Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. Nimic. Haideți să ne imaginăm ceva. Că vine Domnul Iisus în seara asta și stă de vorbă cu tine. Și îți spune, uite, eu vreau să te mântuiesc. Dar du-te acasă și sparge toate butoaiele din pivniță. Te întreb, faci asta? Păi nu pot. Păi asta e problema. Iubești butoaiele mai mult decât pe Dumnezeu. Sau vine și spune Hristos, uite, vreau să te mântuiesc, să-ți dau viață veșnică, dar tu ai o relație imorală. Bărbatul sau băiatul cu care tu te culci sau vorbești în secret, ăla nu-i binecuvântarea mea. Este o relație păcătoasă, e curvie sau prea curvie. Te mântuiesc dacă renunți la relația asta. Și te întreb, renunți? Îmi vor spune unele fete tinere, păi frate, nu pot, îl iubesc. Păi asta e problema. Îl iubești pe el mai mult decât pe Dumnezeu. O dată știu că la predica pe care o țineam în Nepal, o fată se zvârcolea pe covor, era stăpânită de o legiune de duhuri. Își smulgea părul, se învârtea, n-am putut predica de ea. Și tatăl ei disperat, frate, roagă-te pentru ea. Păi zic, da, am auzit că are un amant. Renunță la el? Păi nu, că-l iubește. Nici eu nu mă rog. Când renunță la el, mă rog. Pentru că n-are niciun sens să mă pun cu diavolul, că el are drept de ședere în casa asta. Câtă vreme curvește, asta e legitimație, e buletin, da? Are voie să stea aici. Pentru că prea curvia este păcat și deschide o poartă pentru diavol. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Vrei să-ți schimbe Dumnezeu familia? Întrebarea este, ești gata să renunți la iubirile tale? Dumnezeu să ne curățească inimile. Înțelegem noi că pentru a rodi cuvântul trebuie să cadă într-o inimă curată. Și ultimul gând. Sămânța căzută în pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul îl țin într-o inimă bună și curată. Despre asta am vorbit. Și fac rod în răbdare. Știți în cele din urmă, diferența între primele trei pământuri și al patrulea e dată de un singur cuvânt. Trei litere. Care? Rod. Dacă rodești, ai auzit predica. Dacă nu rodești, n-ai înțeles nimic. Pe Dumnezeu nu-l pot convinge că am ascultat predica din seara asta, nici dacă plâng, nici dacă mă predau, nici dacă mă hotărăsc, nici dacă fac juruințe, nu. Pe Dumnezeu îl convin că predica asta mi-a vorbit dacă predica asta aduce rod. E simplu. Și seara aceasta Dumnezeu te întreabă, este în viața ta rod? Există în Biblie un verset foarte dur. Până la urmă Hristos a zis asta. Matei 21:43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată altui neam, care va aduce ce? Roadele cuvenite. Nu știu, pe mine mă înfioară versetul ăsta. Iisus stătea în fața unei biserici, da? La propriu. Religia adevărată era în audiență, evreii. Aveau legea, aveau jertfele, aveau preoțimea, aveau Biblia. Și Iisus spune, oameni buni, Dumnezeu va lua împărăția de la voi, pentru că n-ați adus rod. Adică Dumnezeu nu glumește, dacă nu este rod, nu e nimic. N-are niciun sens harul. Foarte mulți dintre noi privim harul ca pe un fel de gratuitate. Dumnezeu care e bun ne mai dă. Harul nu este gratuitate. Harul nu este pomană. Harul nu este ceva ieftin. Eu văd harul ca pe cel mai minunat credit bancar. Dumnezeu investește în mine și așteaptă profit.
Asta spune Evanghelia. Dumnezeu ne dă har după har. Dumnezeu ne dă sănătate. Dumnezeu ne dă Evanghelia în seara asta. Ne-a dat-o dimineață. Ne dă familia. Ne dă țara asta plină de pace. Dumnezeu ne dă bani. Dumnezeu ne dă tot ce avem nevoie. Protecție. Dar Dumnezeu, într-un final, are pretenție la rodire. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu este un bătrân naiv. Care ne dă, că așa e El bun și ne tot dă. Dumnezeu când ne dă, are pretenție mai mult decât orice milionar din lumea asta. Dumnezeu ne dă, dar ne și cere rezultat. Asta înseamnă rodire. Dumnezeu vrea să vadă rezultatele Evangheliei în viața ta. Doamne, ajută-ne la asta. Rod. Întrebarea mea este, tu rodești? Imaginați-vă că în fața lui Iisus stăteau fariseii, lor le zice asta. Fariseii se pricepeau foarte bine la neprihănire exterioară, specialiști. Tomneau pe afară tot. Numai că Duhul Sfânt a trecut dincolo de... Și o să-ți n-aveți rod. Cred că n-au avut fariseii în 2000 de ani ucenici mai vrednici ca penticostalii. Ne prea pricepem o neprihănire exterioară. Mă, că în seara asta Duhul Sfânt trece dincolo de fustă și de batic și de costumul tău de duminică. Duhul Sfânt trece dincolo de moaca de duminică, iertați-mă. Duhul Sfânt te întreabă dacă în viața ta este rod. S-a pocăit cineva prin tine? Ce faci pentru Dumnezeu? Zice Pavel, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Adică când vă maturizați odată? Voi care de mult trebuia să fiți misionari, trebuia să fiți apostoli, trebuia să fiți proroci în biserica asta. Tot lapte? Tot predici de încurajare? O, fost prea dur, fratele. Tot predici de evangelizare avem nevoie, tot lăptiuc, zice Dumnezeu. Dar bucate tari când? Oare când o să rodiți? Oare când o să fiți voi învățători? Și alții să asculte. Dragi credincioși, Dumnezeul nostru așteaptă rod. Înțelege asta. Știți, în pilda smochinului roditor, spune cuvântul acolo, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod și nu găsesc. Tai-l. Eu cred, literalmente, că Dumnezeu așteaptă ca la 3 ani de la botez să fii matur. Oricine fi. Dovadă sunt apostolii. Imaginați-vă că pe Matei l-a luat de la chef și după 3 ani a fost apostol. Asta e standardul lui Dumnezeu. Nu trebuie 15 ani de bucăință. Oricine are mai mult de 3 ani de la botez trebuie să fie matur. Iată Matei ăla de la chef. Peste 3 ani și jumătate apostol, cine știe pe unde. Pentru că Dumnezeu când investește are pretenție. Dragi credincioși, Dumnezeu ne întreabă serios, este rod dincolo de ce se vede? Dincolo de aparențe, înăuntru, rodește cuvântul în inima și în viața și în familia ta? Mi-aduc aminte că în anul 2006... am fost în India și de acolo am mers mai departe în Nepal cu echipe, eram prima oară în Nepal. Am aflat atunci că undeva în centrul Nepalului se află o regiune numită Chitwan. Chitwan este o regiune de jungle, de dealuri, foarte multe animale sălbatice. Chiar citeam în ziare că tot apar crocodili și mănâncă oamenii, tot mai periculos ca și cu urși, și la noi așa e cu crocodili acolo acum. S-au prea înmulțit crocodili. Și în Chitwan o să trăiesc oameni care sunt foarte sălbatici. Și auzeam de la misionar că s-a început evangelizarea unui trib pe nume Chapang. Chapang ăștia sunt sălbatici, sălbatici. Adică atât de sălbatici încât nici n-au religie. Oamenii civilizați au religie, adică hinduism, budism, ceva au, islam. Ăștia n-au nimic, să închină la duhuri, la spirite, bat dobele, să alunge duhurile, au vrăjitori, n-au temple, n-au doctrină, oameni care... Noi îi numim în sens tehnic animiști, oameni fără religie organizată, o religie primitivă, am putea spune. Cum, domne, în secolul 21 există oameni din ăștia? Da, există. Culmea, auzeam că n-au nici case,
n-au nici temple, nici nu poartă haine. Asta am mușocat. Cum? Doamne, umblă în pielea goală. Dorm în peșteri. Eu am poze în laptop, nu-s glume. Ce bucuros am fost atunci că pot să ajut la încreștinarea unui trip. Am trimis bani, am sponsorizat evangheliști câțiva ani. M-am întâlnit cu ei, le-am dat pături, le-am dat haine, am dat autobuzul cu de toate, le-am construit case. $100 mă costa o casă, $1,000 o biserică. Și partea frumoasă a fost că sute dintre ei au primit Evanghelia. Pentru că împărăția se ia cu năvala. Sute au intrat în împărăție. Au făcut teologie. Erau atât de mândri că au descoperit credința. Într-o zi m-am gândit să-i sperii. I-am dus la un restaurant scump. Zic, acum bag groaza în ei. Coborâs din cocotier la un restaurant de lux la care nici eu nu mâncam. În Pokra, una pe un lac, pe o insulă, un restaurant adevărat. Ăștia săraci erau speriați, să tot uitau așa, nu știau ce e furculiță, vă dați seama, cum mănânci cu ea, să uitau la mine. Nu știau să mănânce cu lingura, nu văzut în viața lor așa ceva. Le-am cumpărat mâncare cât o putu mânca, până o crăpat. Mâncau, iar mâncau și iar mâncau. Și am întrebat, cum se pare lumea noastră civilizată? Și mi-a zis, Domnule, e cam paradis, extraordinar. Ce ai tu și eu pentru alții paradis. Să nu asta am să zic. Când am ieșit afară de la restaurant, am pășit pe un pod plutitor, pe un ponton și am mers pe uscat. Când să pornim, în ultimul moment, pe ponton pășesc doi europeni. Ceea ce m-a izbit în ziua aceea a fost că europenii ăștia erau mai dezbrăcați decât sălbatici. N-aș vrea să fiu înțeles greșit, nu m-am potignit în aspectul senzual. S-am simțit că văd în ei o Europa care se dezbracă de slava lui Dumnezeu. Poftim jocurile olimpice, o nebunit de Europa, oameni buni, am bolânzit. Ăștia respectoși, încheiați până sus, și ăștia, yoghini, și ăștia ce mai credeau, dacă mai aveau vreo religie. Și în inima mea Dumnezeu a pus un verset atunci și de atunci îl tot predic. Am auzit pe Duhul Sfânt vorbind și a spus Duhul Sfânt așa, spune în biserici. Un cuvânt din Matei 8 care iarăși parcă îmi dă fiori, unde Iisus spune, veți vedea într-o zi la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Oameni de la răsărit și de la apus. Veți vedea tribu Ceapang, credeți-mă. Sunt sigur. Am fost în luna mai în Etiopia, în sudul Etiopiei, sălbatici, nu văzuseră albi, strigau după mine prin oraș China, China, China. Vă dați seama, dacă eu sunt chinez, câtă cultură au ăștia. Mi-au dat să mâncăm carne crudă, la propriu, da? Cum ei să faci nițel, mi-au dat să o mănânc goală. Am fost bolnav zile întregi. Dar când am făcut chemare, a venit buluc în față. Au cântat 5 ore. Copii dezbrăcați și flămânzi săreau, dansau, cântau. Mi-am amintisem atunci de o predică a lui Mihăiță Dănile care zice, bucuria mântuirii este bucuria fără motiv pământesc. Noi ne bucurăm că avem Tesla. Ei se bucură și fără Tesla. Ne bucurăm că am mâncat bine la miază, ei nu mâncaseră. Oameni buni, am văzut cum dau năvale etiopienii. A început să mă doară pentru Europa, pentru fiii împărăției. Veți vedea într-o zi oameni sălbatici, de la răsărit, de la apus, iar pe fiii împărăției, afară. Știți de ce? Pentru că n-au adus rod. Seara aceasta aș vrea la final să ne rugăm pentru fiii împărăției. Cred că Dumnezeu vrea să vorbească fiilor împărăției seara asta. Voi fiii penticostalilor care v-ați jucat cu păpuși și cu mașinuțe pe covorul bisericii și încă nu-L cunoști pe Dumnezeu și în viață nu este rod. Poate sunt aici copii de baptiști. Domnul se binecuvinteze. Este rod? Fiii ortodoxilor. Aduți aminte că bunicii tăi au fost cândva bisericoși.
cum erau. Îl iubeau pe Dumnezeu, mergeau, tu n-ai nicio treabă. Dragii mei, cred că Dumnezeu pune întrebări serioase fiilor împărăției. Este rod? Se aude vocea stăpânului la Geneza. Iată că sunt 10 ani de cât caut rod. Sunt 20 de ani de când caut rod și nu găsesc. E vocea dreptății, taie-l. Dumnezeu nu e democrat. Ne lasă la infinit. Nu, asta e o părere pur umană. Dragostea lui, harul lui are limite. Taie-l. Însă tot în Dumnezeire mai este o persoană. E vocea milei. Doamne, mai lasă-o și anul acesta. Îi mulțumesc, Domnule, că la Geneza în seara asta se aude și vocea vierului. Doamne, mai lasă-o la evanghelizare. Mai dă-i harul să asculte o predică. Doamne, încă o săptămână, încă o tabără. Poate va rodi. Am să-l sap, am să-i pun gunoi, am să mă ocup de el, o să-i fac bine. Poate că va rodi. Înainte ca să ne rugăm, că am predicat lung în seara asta, mai spun doar ce a zis Iisus. Cine are urechi de auzit, să audă. Atenție la felul cum ascultați. A asculta în limba lui Dumnezeu înseamnă a rodi. Doamne, ajută-ne să rodim. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să atingă fiii împărăției. Îi las pe slujitor să încheie cum vor, dar ne vom ruga pentru fiii împărăției. M-ar durea ca într-o zi să fim scoși afară. Dumnezeu vrea să rodești. Intrăm în rugăciune.